Incendiu cumplit, doamnelor, domnilor, s-a petrecut la o cabană din Sibiu. Zeci de copii aflați în tabără au fost evacuați din clădirea cuprinsă de flăcări. Echipajele de salvare au intervenit de urgență pentru a stinge focul. Mergem chiar acum la Iuliana Damian, are toate informațiile, te ascultăm, Iuliana. Bun găsit, o cabană de la râul Sadului din județul Sibiu a fost cuprinsă de flăcări în această dimineață. Acoperișul cabanei din lemn a luat foc. Au fost chemați de urgență pompierii. Aceștia au mers la fața locului cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, dar și o motoscară și un echipaj de la Smurd. Din fericire, cei 49 de copii care erau în tabără, dar și cei 3 adulți care îi supravegheau, au reușit să iasă foarte repede din cabana cuprinsă de flăcări și, din fericire, nici o persoană nu a fost rănită. În schimb, toți copiii au fost extrem de speriați. Pompierii au reușit să stingă flăcările de la acoperișul cuprins de incendiu pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. A fost distrus însă etajul 1 al clădirii pentru că a fost foarte mult fum, dar și apa folosită de pompieri pentru a stinge incendiul a afectat clădirea. Au recuperat pompierii mai multe bunuri, dar și aparate electrocasnice, iar din primele verificări incendiul a pornit de la un scurt circuit la un cablu defect sau neizolat.